Programul Străzi Deschise continuă și mâine pe Calea Victoriei din București. În zona Cercului Militar va avea loc o serie de mini-concerte, iar în dreptul Parcului Nicolae Iorga, mai mulți actori vor pune în scenă comedia O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. De asemenea, personalități marcante din cultura României și momente definitorii pentru țara noastră vor prinde viață în spectacolul Românii la porțile lumii al Teatrului Masca, care va fi prezentat în zona Muzeului Național de Istorie a României. De asemenea, sunt deschise publicului și expozițiile găzduite de Casa Filipescu Cesianu a Muzeului Municipiului București, printre care se numără în apropierea Sfinților frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani și povestea unei biserici de Mahala, Sfântul Nicolae Udricani. Acestea vor fi deschise în intervalul orar 10-17:30.